Vom vorbi în mod special despre iluminatul conectat, Internet of Things, noi modele de business, da, există Lighting as a Service, dar și despre standarde de iluminat care ar trebui aplicate mult mai serios în România. Businessul nostru depinde foarte mult de uh, activitatea de construcții, de activitatea de retail, de activitatea de construcții de noi birouri. Uh, iar, din fericire, uh, piața a crescut în România, în toate aceste domenii, uh, astfel încât uh, am avut un an foarte bun. Uh, au fost foarte multe investiții, în special în retail, uh, în domeniul industrial. Uh, S-au creat multe uh, footprint de industrie, în special în Transilvania, dar nu numai. De asemenea, clădiri de birouri. A fost un boom, practic început de anul trecut și în, care a continuat anul acesta. Poate publicul a suferit un pic public sector. Investițiile au fost mai mici în 2017, dar evident, ne uităm cu interes și optimism în 2018.